Suntem într-un stadiu avansat. Discutăm practic cu mai multe firme care intermediază împreună cu impresarii acestor firme o eventuală venire a acestor trupe în Cluj. Noi ne dorim în luna septembrie un eveniment care să se deruleze pe o săptămână probabil, în care să avem atâta de evenimente sportive și altfel de evenimente, cum ar fi o seară de folclor românească, o altă seară în care să cânte formații românești, iar în finalul săptămânii să avem o trupă importantă străină care sigur să capaciteze cât mai mulți clujeni și care să atingă mai multe generații. Ne dorim o trupă care să treacă dincolo de o generație și să putem prin asta să facem o bucurie cât mai multor clujeni din diferite, de diferite vârste. Care sunt trupele cu care negociați? În momentul de față, după cum v-am mai spus, ne interesează YouTube, ne interesează Pink Floyd, respectiv solistul Roger Waters, ne interesează Europe, ne interesează în urmă cu câteva zile am discutat deja pentru o eventuală posibilă venire a Tinei Turner, deci gândim mai multe evenimente, dar toate acestea se derulează prin societăți care doresc să se implice în eveniment, pentru că noi nu dorim să cheltuim niciun ban din bugetul public, nici pe inaugurarea arenei și nici pe plata artiștilor. De aceea vom vedea cu cine vom reuși să ajungem la înțelegere și evident din bilete și din sponsorizările care vor veni, din publicitatea evenimentului, să se poată plăti acești artiști. Până acum spuneați că ar fi vorba de trupe rock, că acestea că putea să capaciteze și un mai mare de spectatori, iar astăzi spune și de Tina Turner. Cum de v-ați gândit și la dâns? Sunt variante multiple. Deci noi discutăm în permanență și vom vedea pe cine vom reuși să aducem, pentru că depindem și de programul stabilit deja de acea formație sau acel cântăreț. Pentru că dacă au deja stabilite concerte în anumite zile și în anumite locuri, este greu să schimbăm acest program sau putem să schimbăm pe bani foarte mulți. Și funcție de asta vom și decide cineva.